Bună ziua, sunt Tatiana Nastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. ANSA a făcut astăzi inspecții la Franțeluță după ce un bărbat a scris pe Facebook că a găsit un șoarece în pâine. Silvia Radu s-a lansat în campania electorală, ea nu mai este de azi primar interimar, iar locul său a fost luat de viceprimarul Ruslan Codreanu. Autoritățile s-au apucat să reînnoiască parcul de ambulanțe cu jumătate de an înainte de parlamentare. Primele mașini aduse sunt niște gazeleuri de producție rusească. S-au făcut controle astăzi la combinatul de panificație Franțeluța după ce un bărbat din capitală ar fi găsit în pâine un șoarece. Familia sa a depus o plângere la ANSA, iar inspectorii au mers la fabrică. Este imposibil să se întâmple așa ceva, spun responsabilii de la Franțeluța, care cred că de fapt cineva ar încerca să defaimeze imaginea companiei. Marin Domente spune că pâinea a fost cumpărată de tatăl său, care a și depistat șoarecele când a vrut să taie franzela ca să ia masa. Incidentul s-a produs acum 3 zile. L-a desfăcut tatăl meu și l-am văzut seara când eram în vizită, tatăl doar mi-a arătat rezultatul final. În aceeași seară, Marin a făcut câteva poze pe care le-a publicat pe rețelele de socializare. Fotografiile au fost distribuite de 10 de internauți, așa că bărbatul spune că a fost contactat în scurt timp de responsabilii de la Franțeluța. Nu, au venit la birou unde îmi desfășoară activitatea, le-am prezentat franzela, adică ce a rămas din ea, au văzut, au confirmat că este producția lor. Mama bărbatului a depus ulterior o plângere la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, iar inspectorii au anunțat că încep controle la combinatul de panificație. Responsabilii însă au refuzat să ne ofere mai multe detalii, menționând că vor prezenta ulterior rezultatele anchetei. Între timp, administrația de la Franțeluța neagă toate acuzațiile într-un comunicat publicat pe site-ul companiei. Analizând circumstanțele, probabilitatea ca un obiect străin să pătrundă în aluatul din care se fabrică pâinea este imposibilă. Suntem ferm convinși că prin intermediul acestui caz se încearcă o defăimare a imaginii întreprinderii și produselor pe care le fabricăm. Conducerea companiei susține că prepararea produselor de panificație include mai multe etape care ar fi monitorizate. Totodată, responsabilii menționează că se confruntă pentru prima dată cu un asemenea caz. Marin Domente, care este avocat, spune că deocamdată va păstra pâinea, drept dovadă a celor întâmplate. Este și congelat la -22. Într-o eventualitate poate fi și demonstrat oricui, oriunde, oricând, că este. Nu învinuim absolut pe nimeni. Considerăm că poate să se întâmple în special la o producere masivă. Bărbatul spune că nu așteaptă o compensație din partea companiei, ci doar scuze pentru incident, dar și controle mai minuțioase în cadrul combinatului. A dărâmat un gard din beton și a ajuns cu mașina răsturnată în curtea unei locuințe. A pățit-o un tânăr de 24 de ani care conducea un Lexus. Totul s-a întâmplat în această dimineață în satul Logănești, Hâncești. Potrivit poliției, șoferul ar fi încercat să evite impactul cu un alt autoturism. A virat spre gard și a intrat cu viteză în el. Lexusul a ajuns cu roțile în sus. Nimeni nu a avut de suferit, iar oamenii legii spun că tânărul de la volan nu consumase alcool. Elevii dintre a 12 au tremurat astăzi în bănci la bacalaureat. Ei au susținut simularea examenului la disciplina de profil. În comparație cu anii trecuți, a fost destul de greu. Câte exerciții au rămas necompletate? 2 din 12. Toți au vrut să ne convingă că nu au avut buzunarele pline de fițuici, ci mintea plină de cunoștințe. Prin ce emoții au trecut tinerii, vedeți imediat. Judecătorul Ion Druț a fost desemnat pentru numirea în fotoliul de președinte al Curții Supreme de Justiție. Detaliile la acest subiect are colega noastră, Tatiana Beleuță. Tatiana, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Decizia a fost luată astăzi de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul Ion Druț a fost singurul candidat înscris în cursa pentru președinte al Curții Supreme de Justiție. Acum, candidatura acestuia urmează să fie aprobată în Parlament. Potrivit declarației de avere pentru anul 2017, magistratul Ion Druț indică un venit din salariu de peste 250.000 de lei, 2 terenuri, o casă de locuit și un apartament. Funcția de președinte al CSJ a rămas vacantă după ce Mihai Polelunge a fost numit judecător la Curtea Constituțională. Atât la acest subiect, la revedere!
Tatiana, îți mulțumesc. În plin an electoral, guvernul s-a apucat să împartă ambulanțe prin sate. Astăzi au ajuns primele 10 din cele 69 de autosanitare care urmează să fie repartizate în diferite localități. Noile mașini sunt de producție rusească. În parcul de ambulanțe nu a mai fost renuit de 20 de ani, iar secretarul de stat nu a putut să ne spună de ce tocmai acum s-au cumpărat vehicule noi. Astăzi au ajuns în parcul guvernului 10 ambulanțe noi de producție rusească marca Gazel. Aceasta este una dintre ambulanțele care vor ajunge prin localități. Are tracțiune integrală numai bună pentru drumurile din sate. Este dotată cu un sistem de ventilare și aer condiționat, dar și cu dispozitive moderne, cum ar fi defibrilator sau aspirator portabil, cele care nu prea sunt în ambulanțele vechi. Primul care a testat-o a fost secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Boris Gâlca, care a pregătit un întreg scenariu. A dat jos sacoul și a făcut-o pe bolnavul. Deci eu sunt pacientul, da? De data asta o să mă așez singur, dar altă dată o să mă puneți în brațe. După ce s-a făcut comod pe targă... Dar luați seama, deci lucrăm la minut, la cronometru. Voi deja ați pierdut câteva minute prețioase. E foarte comod, să știți. Secretarul de stat a fost urcat în ambulanță, dar cu mare greu. Asistenții mai nu l-au scăpat. Hai să fie rumos. Este. Minunat a fost. Vreau că n-am scăpat pe domnul secretar, dar tot numai prima dată am făcut cunoștință cu acest automobil și de ce eu n-am reușit să normal să cutargă ce e. Acum am mers și foarte bine. Autoritățile spun că medicii de la ambulanță vor fi instruiți pentru a ști cum să folosească noile autosanitare. Toate echipele care vor activa pe aceste ambulanțe vor fi instruite foarte bine de către centrul nostru. Dacă v-a părut că undeva a fost mai încet, tot ce este nou necesită timp, răbdare. Noi avem peste 90% termenul de uzură, deja sunt ambulanțele depășite. Noi avem ambulanță cea mai veche din 1992, din 96 și tot așa. La Chișinău, parcul de ambulanțe a fost modernizat în totalitate o singură dată, acum 20 de ani. Întrebat de ce abia acum, când se apropie alegerile parlamentare, au fost procurate mașinile, secretarul de stat al Ministerului Sănătății ne-a spus că nu cunoaște. De ce nu au fost procurate până acum, nu vă pot spune. Eu sunt în funcție din luna noiembrie la minister, sunt deja a șasea lună abia și vedeți niște rezultate mici, dar sigure. Potrivit autorităților, celelalte 59 de ambulanțe vor fi aduse până la sfârșitul lunii mai. Guvernul a alocat pentru asta 51 de milioane de lei. Totodată, responsabilii spun că niciuna dintre sanitare nu va rămâne în capitală, însă până la sfârșitul anului promit procurarea altor peste 160 de ambulanțe, dintre care unele vor ajunge și la spitalele din Chișinău. Silvia Radu este de astăzi suspendată din funcția de primar interimar. Locul acesteia este luat de viceprimarul Ruslan Codreanu, fost consilier PPM. Radu, care candidează independent la alegerile din 20 mai, și-a anunțat prioritățile și a spus că dacă va ajunge primar general, își va continua proiectele începute deja. Astăzi Silvia Radu ne-a invitat la conferința de presă, nu la primărie așa cum obișnuia până ieri, ci într-un bloc de pe strada 31 august. Noul oficiu, spune ea, i-a fost oferit gratuit de niște prieteni. Radu și-a început discursul enumerând tot ce a făcut cât a fost primar interimar. Deși a criticat conducerea de până acum, candidata a spus că vrea să fie primarul faptelor concrete, slogan folosit de Dorin Chirtoacă în campania pentru localele din 2015. Cât mai multe fapte concrete și cât mai puține vorbe. Radu spune că are pregătit un program electoral alcătuit din 11 puncte, dar nu l-a făcut încă public. Acest program este axat pe urgențele care există la Chișinău și problemele importante pe care le are orașul. Radu spune că după suspendarea sa din funcția de primar interimar a ales să lase locul fostului consilier municipal Ruslan Codreanu. De acum încolo, Radu susține că se va întreține din afacerea familiei. Unicii bani care vor fi folosiți vor fi folosiți banii familiei. Candidata independentă e sigură că va reuși să facă schimbări în oraș și fără sprijinul politic al vreunei formațiuni. Acuzată că și-ar fi făcut publicitate folosind bani din bugetul municipal înainte de a intra oficial în cursă, a negat acest lucru. Silvia Radu va fi a 11-a buletinul de vot. Mâncarea pentru copiii din grădinițe să fie pregătită la restaurante specializate și apoi livrată în instituții. Asta își propune să realizeze Regina Apostolova dacă va ajunge primar de Chișinău. Candidatul partidului Șor spune că un astfel de program funcționează deja la Orhei. Обратите внимание, пищу готовят, как мы уже сказали,
на идеально чистой кухне одного из лучших ресторанов города. Готовую пищу на специально оборудованных автомобилях разводят по детским садам. În felul acesta, Apostolova vrea să soluționeze problema alimentației în grădinițe și să asigure un control riguros al bucatelor care ajung pe mesele micuților. Apostolova spune că la Orhei meniul este aprobat pentru o perioadă de 10 zile, iar mâncarea livrată instituțiilor de 3 ori pe zi. Ea însă nu a putut să ne explice câți bani sunt necesari pentru a pune în practică această intenție. Такі комбінати повинні бути по одному, по всьому городу Кишиньову. Ми обратимся к внебюджетним фондам. Regina Apostolova spune că acest lucru poate fi realizat în jumătate de an, dacă ea va deveni primar. Candidata a fost înaintată în cursa pentru primăria capitalei de partidul condus de primarul de Orhei, Lanșor, condamnat în dosarul Băncii de Economii. Și candidatul partidului Casa Noastră Moldova are un set de promisiuni. Alexandru Roșco anunță călătorii gratuite în autobuze și troleibuze electrice, acces liber la Wi-Fi în tot Chișinăul și un parc frumos în loc de ruinile stadionului Republican. Acesta și-a prezentat programul în fața clădirii în care locuiește Vlad Plahotniuc, acuzându-și contracandidații care avea sprijinul PD. Мы выступаем за сохранение окружающей среды, за переход на использование преимущественно возобновляемых источников энергии, а также поощрение внедрения современных инновационных технологий во всех областях жизнедеятельности. Așadar, Roșco crede că într-un an va reuși să asigure transport public gratuit pentru toți. Orășenii vor renunța la microbuzele de rută și vor călători doar în unități electrice, mai promite el. Programul său electoral mai include reparații capitale ale stațiilor de epurare din oraș și folosirea gratuită a proprietății municipale atunci când este vorba de vreun eveniment cultural. Totul se va realiza, spune Roșco, prin introducerea unor noi taxe, cum ar fi cea ecologică pentru întreprinderile care poluează mediul sau... Мы предлагаем ввести дополнительный местный налог на элитную недвижимость и предметы роскоши. La depunerea dosarului la Consiliul de Circumscripție Chișinău, Roșco declara că vrea să fie candidatul de alternativă. И не питаем никаких иллюзий относительно этих выборов, но в то же самое время мы будем использовать любую возможность для того, чтобы донести нашу программу до жителей Chișinăva, а также призвать их не голосовать за кандидатов Плахотнюка. Roșco se referă la majoritatea contracandidaților săi. Ieri, Partidul Democrat spunea că nu susține pe nimeni în această campanie. Candidatul înaintat de Casa Noastră Moldova va fi al treilea în buletinul de vot. Da, o angajată de la spitalul din Bistrița, unde era internat moldoveanul găsit împușcat acum câteva săptămâni pe un câmp din județ, au fost reținute fiind suspectate că au furat de la tânăr 12.000 de euro. Angajatele au 29 și 33 de ani, iar înainte de a fi reținute, procurorii au efectuat percheziții acasă la ele și la spital. După ce au observat că îi lipsesc banii, fotograful cu dublă cetățenie moldovenească și ucrainean a depus o plângere la poliție. Tânărul a fost găsit împușcat pe data de 14 aprilie. Oamenii legii încearcă să stabilească circumstanțele în care s-a produs atacul. Suspectul, tot un moldovean, nu-și recunoaște vina. Emoții mari pentru elevii claselor a 12 astăzi. Ei au susținut simularea examenului de bacalaureat la disciplina de profil. Unii spun că s-au pregătit foarte bine și nu au avut în buzunare nicio fițuică. Înainte de a se așeza în bănci, absolvenții au trebuit să-și lase gențile și telefoanele mobile la intrarea în clasă. 54 de absolvenți ai liceului Gaudeam s-au susținut astăzi simularea examenului de bacalaureat la disciplina de profil. Umaniștii au fost testați la istorie, iar unii spun că intuiesc ce subiecte vor predomina. Cred că o să fie despre Marea Unire. Atrag mai mult atenție la asta, adică mai mult la istoria românilor decât universală. Cei de la profil real au susținut testul preliminar la matematică. Ce este cel mai greu? Matematică. În general. Ți-ai făcut poate și niște copii? Nu. Nu. Nu, simplu e pentru noi și mai bine să știm că ce putem noi. Pe lângă pix, riglă sau radieră, liceenii și-au luat cu ei apă și chiar ciocolată. Înainte de a intra în sală, această elevă își șlefuia creionul. Spune că la matematică îi va prinde bine. La matematică am așa mai mult emoții pozitive și parcă mi-e interesant ceea ce mă așteaptă. Pe lângă creioane, cum te-ai pregătit? Deja de câteva luni fac teste, care din fericire le avem în acces liber. Elevii și-au lăsat gențile și toate dispozitivele
dispozitivele electronice la intrarea în clasă, iar aranjarea în bănci s-a făcut în funcție de ordine alfabetică. Este un dezavantaj? Poate că ești chiar în prima bancă. Dacă eu consider că m-am pregătit foarte bine pentru pretestare, atunci nu contează. Liceul teoretic Gaudeamus este de câțiva ani centru de bacalaureat, așa că supravegherea video este aplicată și la pretestări. Unii elevi susțin însă că nici nu le observă. De ce ne-ar încomoda o cameră? Pentru că dacă am învățat 12 ani, trebuie să scrim ceva oricum. Adică nu văd sensul în a trișa și a copia ceva. Acest exercițiu este necesar, ei se mobilizează și încearcă să-și măsoare eforturile pentru realizarea subiectelor propuse. Elevii spun că a fost complicat, iar cele 180 de minute de test i-a epuizat. Sunt foarte obosită. A fost complicat, geometria este cea mai dificilă. În comparație cu anii trecuți, a fost destul de greu. Câte exerciții au rămas necompletate? 2 din 12. Cât la sută din ce ai rezolvat crezi că va fi corect? 50 la 50. Până acum, absolvenții de liceu au susținut pretestări la limba maternă, limba străină și disciplina de profil, iar în câteva zile îl vor avea și pe cel la solicitare. A doua zi a vizitei președintelui francez în Statele Unite a fost plină de drăgălășenii. Trump și Macron au mers ținându-se de mână, s-au îmbrățișat și și-au împărțit complimente la greu. But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Gesturile atât de familiare dintre cei doi președinți au devenit cap de afiș în presa din toată lumea. Cum a decurs întâlnirea celor două cupluri prezidențiale, vă povestim în jurnal. De la 1 septembrie, șoferii din stânga Nistrului vor putea călători liber în străinătate. Un acord semnat ieri între Chișinău și Tiraspol prevede că vor fi emise plăcuțe neutre. Experții cred că prin această înțelegere, Republica Moldova face un pas mare înapoi în calitate de stat suveran. Totodată, modificările fac loc pentru evitarea regimului de import de automobile. Potrivit acordului semnat astăzi la Tighina de către negociatorii șefi din partea Chișinăului și Tiraspolului, mașinile vor avea plăcuțe auto-neutre, cu numere de înmatriculare formate din 3 litere și 3 cifre și un pașaport tehnic conform cerințelor Convenției de la Viena privind circulația internațională. Decizia vizează doar persoanele fizice. Un autovehicul nu va putea avea în același timp un număr neutru și unul transnistrean. Plăcuțele neutre vor fi eliberate din 1 septembrie 2018 la două centre de la Tiraspol și Râbnița deschise cu asistența OSCE. Experții văd în această schimbare o legiferare a regimului. Ceea ce de fapt nu reprezintă o integrare propriu-zisă, o reapropiere sau o reîntregire, ci mai curând o legiferare a unui mecanism separat, a unui statut separat. Potrivit experților, noul mecanism creează premize noi pentru evitarea regimului de import de automobile. Va apărea un val nou de interes pentru a ocoli regimul fiscal oficial de la Chișinău și a exploata automobile prin teritoriul transnistrean. Și nu este vorba doar de evaziune fiscală, este vorba de abordare, iarăși, la nivel național. Misiunea OSCE la Chișinău precizează într-un comunicat de presă că acest acord va aduce beneficii oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și va avansa procesul de reglementare transnistreană. Nu am putut obține o reacție de la viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic. Purtătorul de cuvânt al PD, partid care a înaintat-o pe Lesnic la funcția de vicepremier, susține că acest acord va apropia cele două maluri. Nu este vorba de recunoașterea unui regim, fiindcă normă protocolară nu presupune un tratat internațional care să fie ulterior ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova. Este un dialog în contextul reconcilierii celor două maluri. În comunicatul celor de la reintegrare se mai spune că mecanismul reprezintă un angajament luat în urma reuniunii în formatul 5+2 de la Viena din noiembrie 2017. În același comunicat se mai spune că în urma negocierilor a fost restabilit accesul agricultorilor din raionul Dubăsari la terenurile situate după traseul Tiraspol-Râbnița. Va fi posibil pentru următorii 20 de ani cu eliberarea certificatelor necesare pentru prelucrarea pământului. Din anul 2014, proprietarii nu au mai avut acces la terenurile lor. Cozi kilometrice la Vama Albița, la intrare în România, zeci de șoferi de tir așteaptă de peste 14 ore să treacă frontiera. Nemulțumiți, aceștia au claxonat în semn de protest. Șoferii spun că procedura de trecere a frontierei este prea complicată și de aceea s-ar fi format ambuteiajul. Din spusele unuia dintre aceștia, peste 60 de tiruri stau în rând. Un angajat al Vămii Albița ne-a declarat că în zonă se asfaltează drumul și de aceea timpul de așteptare a crescut până la 40 de minute.
Șoferul care a intrat acum două zile cu Duba în pieton la Toronto va fi cercetat pentru omor. Între timp, anchetatorii au aflat că înainte de atac, suspectul a postat un mesaj pe Facebook în care l-a lăudat pe un individ care acum 5 ani a împușcat mortal 6 persoane. Tot oamenii legii spun că motivul atacului ar fi că tânărul nu a avut niciodată o iubită. În textul postat pe rețeaua de socializare, Alec Minasian îl elogiază pe Elliot Roger, un tânăr din California care a omorât 6 persoane într-un atac armat în 2014, după care s-a sinucis. Astfel, anchetatorii canadieni presupun că suspectul de la Toronto a urmat exemplul americanului de 22 de ani, care făcea parte dintr-o grupare de oameni cu frustrări sexuale. I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut. 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. Ieri lui Minasian i-a fost înaintată învinuirea în instanță. El va fi cercetat penal pentru 10 omoruri și 13 tentative de omor. La ieșire din sala de judecată, vizibil devastat de cele întâmplate, tatăl suspectului și-a cerut scuze. You were crying in court, sir. Can you at least tell us what you're feeling right now, please? Cei care îl cunosc pe individ spun că nu s-au așteptat niciodată la o asemenea violență din partea lui. Potrivit foștilor săi colegi, el a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoi speciale, unde mergea deseori pe coloare cu capul plecat și cu mâinile strânse la piept. Cele 10 persoane decedate și 14 rănite sunt majoritatea femei, conform poliției, care nu a anunțat încă oficial identitatea victimelor. Presa scrie că printre ele se află și câțiva turiști, 2 sud-coreeni și un iordanian. Atacul a avut loc în orașul Toronto acum 2 zile, 10 persoane au fost ucise, iar 14 au ajuns la spital cu răni după ce un individ a intrat cu mașina pe un trotuar plin cu oameni. Atacatorul, care a fugit de la fața locului, a fost arestat câteva minute mai târziu de oamenii legii. Liniștea nu a durat mult la Yerevan după ce a obținut demisia premierului Serge Sargsyan. Protestatarii au noi revendicări. Vor ca partidul din care face parte oficialul și care se află la guvernare să plece de la conducere. Astăzi, premierul interimar al Armeniei și liderul opoziției, Nicol Pașinian, trebuiau să se întâlnească pentru a stabili următorii pași. Cei doi însă nu au mai discutat pentru că Pașinian și-ar fi impus anumite condiții neacceptate de prim-ministrul interimar. Anterior, liderul opoziției, care a scos mulțimea în stradă, a declarat că este de acord să fie numit el în funcția de premier. După o săptămână de proteste masive, fostul președinte al Armeniei, Serge Sargsyan, a demisionat din funcția de premier. 10 oameni au murit, iar 40 au fost răniți în urma unui incendiu izbucnit la o sondă petrolieră din Indonezia. Pompierii încă luptă cu flăcările. Autoritățile spun că sonda s-a revărsat, iar oamenii din zona au venit să colecteze petrol. În acel moment, cineva fuma în apropiere, iar astfel au izbucnit flăcările. 40 de persoane au fost transportate la spital, iar 10 și-au pierdut viața. Un reprezentant al poliției indoneziene a declarat că sonda ar fi fost folosită pentru extracția ilegală de petrol. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună ziua din nou! Bună ziua din nou, Tatiana. Să știi că tabloul mirific de la bar, dar acolo unde acel lan de la Lele a impresionat o țară întreagă și s-au făcut văzute peste tot, începe să dispară. Florile au început să fie culese, însă noi am profitat de ultima zi în care la Lele mai putea fi admirate, așa că un reporter de-a nostru a mers acolo și a făcut o baie de petale. Cum arată asta? Vedeți în continuare la O seară perfectă. În studioul aștept pe sexologul Adrian Sadovnic, cu care discutăm astăzi o temă destul de interesantă, afrodiziacele sau ce mâncăm și ce bem ca să creștem libidoul. Pe final mai vine și Diana Rotaru, care mai nou este și producător muzical, s-a apucat să promoveze o tânără interpretă pe piața muzicală de la noi. Despre cine este vorba, veți afla la O seară perfectă, așadar vă aștept. Anișoara, îți mulțumesc. S-au ținut de mână, s-au îmbrățișat și și-au făcut complimente unul altuia. Așa a trecut cea de-a doua zi a vizitei președintelui francez Emmanuel Macron la Casa Albă. Donald Trump l-a copleșit cu laude pe Macron și a declarat că are o relație personală excelentă cu acesta. Sunt atât de apropiat, se pare, încât Trump și-a permis să-i curețe gulerul lui Macron, un gest cam familiar pentru publicul francez, dar care l-a amuzat pe președinte. But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Little piece. We have to make him perfect. He is perfect.
Președintele american și prima doamna a Statelor Unite i-au întâmpinat din nou la Casa Albă pe Emmanuel Macron și pe soția acestuia. Domnii și-au strâns mâna călduros, dar tradiția europeană a pupatului pe obraz a fost îngreunată de pălăria albă cu boruri largi purtată de Melania Trump. A urmat o ceremonie de întâmpinare pe una dintre peluzele Casei Albe. După ce au salutat toți patru mulțimea de la balconul reședinței prezidențiale, primele doamne au plecat să viziteze Galeria Națională de Arte, iar cei doi președinți au plecat ținându-se de mână spre biroul oval. He's going to be a great president of France. That's my prediction. It's only a prediction. Thank you. Thank you very much. După ce au discutat între patru ochi, celor doi li s-au alăturat și restul delegațiilor. Donald Trump n-a ratat nici acest moment ca să arate că Macron e interlocutorul lui preferat din Europa. I believe France will be taken to new heights under this president. It's going to be an outstanding president, one of your great presidents, and it's an honor to call you my friend. Thank you. Iar Macron i-a tot mulțumit președintelui Trump pentru complimente. I want to thank President Trump, and on top of it we have an excellent personal relationship, so I want to thank you for that. Thank you. Thank you. Yeah, thanks to you. And thanks for that. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. I like him a lot. First of all, I want to thank Deși pornise cu ideea de a-l convinge pe Trump să nu scoată Statele Unite din acordul prin care Iranul și-a luat angajamentul să renunțe la programul nuclear, Macron pare să fi fost el cel convins, cel puțin parțial. Președintele francez a numit acordul actual drept primul pilon al unuia mai amplu care trebuie încheiat cu Iranul. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec l'Iran. Donald Trump trebuie să decidă până pe 12 mai dacă retrage America din acordul actual și, întrebat ce va face, a dat răspunsul său clasic. Vom vedea. Că despre noul acord, Emmanuel Macron a spus că acesta ar trebui să acopere și programul balistic al Iranului, influența sa în regiune și ce se va întâmpla după 2025. După o zi încărcată, soții Macron au fost din nou oaspeții cuplului prezidențial american pentru un dineu de stat, primul al acestei administrații. Seară fantastică pentru FC Liverpool în Liga Campionilor. Cormoranii au învins-o pe AS Roma cu 5-2 în prima semifinală, iar Salah și Firmino au fost eroii meciului. Fanii englezi au încins atmosfera pe străzile orașului înaintea partidei. Suporterii lui Liverpool au cântat, au aprins zeci de torțe și fumigene și au întâmpinat autocarul echipei favorite care venea la stadion. În meciul tur pe Anfield, Mohamed Salah, fostul jucător al echipei AS Roma, a fost de neoprit. Egiptanul a marcat două goluri până la pauză, ambele din pasele lui Firmino. În repriza secundă, Salah și-a schimbat rolul și a pasat decisiv mai întâi lui Mane, apoi lui Firmino. Atacantul brazilian a făcut și el un meci fabulos, reușind mai târziu să înscrie pentru 5-0. AS Roma a jucat inspirat pe final și a evitat dezastrul. Dzeko a redus din diferență, iar apoi Milner a jucat balonul cu mâna în care arbitrul a dictat penalti pe care l-a transformat pe Rotti. Scorul final a fost de 5-2, iar returul de pe Stadio Olimpico de pe 2 mai promite a fi unul incendiar. That sounds crazy, Champions League semi-final, but we could have scored more, we missed a lot of chances. So that's all positive. And we'll go there with a 3-goal advantage, but it'll be difficult because you can see, as you've seen in the last round, they came back against Barcelona. Di non mollare, di crederci, anche per rispetto di chi è venuto qua stasera, di chi verrà allo stadio. În această seară, Bayern München joacă acasă cu Real Madrid în cealaltă semifinală a Ligii Campionilor.
Veste șoc pentru fanii lui Șerif, unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria clubului, Roberto Bordin, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut ieri. Antrenorul italian a părăsit campioana din motive familiale. Bordin a preluat echipa în toamna anului 2016 și a cucerit două titluri în divizia națională, dar și o cupa a Moldovei. Cu tehnicianul italian la cârmă, Șerif a evoluat și în grupele Europa League, fiind foarte aproape de calificarea în play-off. Antrenor interimar al Viespilor a devenit Victor Mihailov. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.